Costa Gloria, Craiovei, Maxima Nicolae Ungureanu a analizat la sânge situația actualului lot al echipei CS Universitatea. Invitat la emisiunea Schimb de Pase la TVR Craiova, Roșul a spus că atacanții au rămas datori echipei cu goluri, iar la mijloc nu există un jucător de clasă care să dea pase decisive cu echipierilor. Nici la capitolul fundaș central nu stăm prea bine, în opinia fostului internațional. Eu personal mi-aș dori un mijlocaș și un atacant foarte bun, deci foarte bun, nu first class, cum se spune, nu? Da, first class și un fundaș central. Și un fundaș, dacă se tot accidentează, nu luăm doi, că Doamne ferește, nu, unul, băi, avem patru. Și un mijlocaș de creație, un mijlocaș de ultimă pasă, un coordonator de joc, pentru că părerea mea este că nu l-avem deocamdată și se vede, pentru că dacă ai un artizan din ăsta care să-ți dea pase la fundașii lateral, la mijlocașii de bandă, la atacant sau la atacanți, să-i pună în situații extraordinare. Ungureanu a mai declarat că meciul de la Brașov este unul extrem de important pentru viitorul echipei și un egal ar fi bun pentru CSU, care ar rămâne în plasa ardelenilor. Au și ei probleme, cred că știe și Sorin și Emil, au cel mai bun fundaș central, l-au și ei, de fapt, stâlpul apărării, au luat Roșu acum, Maceda. Este într-adevăr un fundaș central foarte bun, e de fapt stâlpul apărării și eu zic că aici trebuie să margem puțin, pentru că de ce să nu recunoaștem, atacanții noștri sunt candidatori față de echipă. Ungureanu a mai spus că omul cel mai potrivit pentru a prelua naționala este Dan Petrescu, iar varianta cu Mircea Lucescu nu este una viabilă.